Doamnă și domnule, bine v-am regăsit. Am zis, bă, până ne uităm noi ce fi cu Dragnea, cu suspendare, fără suspendare, hai să povestim despre ceea ce contează într-adevăr. Și am încercat vis-a-vis -vis de migranți și vine iarna și atunci să vezi tu priguri și gripe în Europa, să iau din, din, ziarele OK. Adică nu de pe tot felul de site-uri de alea în care se inventează povești, ba, bune despre migranți, ba, rele despre migranți. Și eu știu că multora nu se le convine, dar uite evenimentul zilei, care citează ziare poloneze. Ca să știm o treabă, tată. Nu mai tot plângem de unul. Cine sunt adevăratele victime ale statului islamic? Dezvăluirile unui jurnalist de investigații polonez, imigranții care vin din Siria, sunt infractori care invadează Europa și au loc cu victimelor reale ale războiului. Și aici este vorba despre Witold Gadowski, care este un cunoscut și respectat jurnalist de investigații din Polonia și reporter de război. Și-a vizitat Siria și Turcia ca să se documenteze vis a -vis de statul islamic și valul de migranți care a pornit spre Europa. Și ce zice omul în presa poloneză? Femeile yazide sunt violate. Copiii azizi sunt vânduți în târgurile de sclavi. Evu Mediu, tată. Iar bărbații sunt uciși. Creștinii fieți trec la islam și apoi sunt la mila sau nemila oamenilor statului islamic. Acestea sunt grupurile cele mai persecutate de pe teritoriul Siriei și Irakului. Acești infractori care invadează Europa iau locul victimelor reale ale războiului. Printre ei sunt foarte puțin creștini, foarte puțin yazizi și foarte puțin curzi, care suferă într-adevăr din cauza statului islamic. Cei mai mulți dintre ei sunt șmecheri care și-au putut permite să pună 10.000 de euro de dolari pentru a fi transportați pe bătrânul continent de către mafie. 90% dintre ei sunt aduși aici pe cale infracțională de mafia turcească, albaneză și rusă. Ca să ne treacă odată chestiunea asta că ne dăm polele peste cap, nu-i așa că vin și fac și dreg și. Uh... Da, e ok. Vezi o femeie cu un copil, îi dai o bucată de pită, un par cu apă, o găzduiești. Dar șmechera și care ar putea lupta ei înșiși împotriva statului islamic de care se presupune că fug. Tată! Fiecare și-a și apărat, partea lui de curte, de oraș, de sat, de țară. Pune-și tu mâna pe Kalashnikov dacă trebuie să lupți cu nebunia din statul islamic. Pentru că, bă, să vii numai la căldurică, Lasă că vine iarna și o să vezi ce înseamnă iarna, vis-a-vis -vis de căldurica visată în Europa. Mă duc mai departe, pe ziarul financiar care și el citează New York Times. 30.000 de luptători străini s-au alăturat statului islamic în Siria și Irak, despre care nu se vorbește la televizor. Că nu-i bine să fim noi să spunem adevărul de genul ăsta care deranjează. Nu, noi trebuie să fim un club european de pensionari de care joacă bridge sau bile de alea franțuzești și să, să ne uităm. Să ne uităm, nu se știe la ce, la desene animate, la Tom și Jerry. Dar să vedeți ce Tom și Jerry poate avea loc în Europa în momentul în care ăștia zic tata, papa, tata, femei, că suntem bărbați, și avem 20-30 de ani. Ok? Ăsta este protestul din Polonia de ieri s-au săturat. S-au săturat ca instituțiile europene să tacă, să facă comiții, să facă comitete, să facă tot felul de șmecherii prin care să ia decizii. Decizii de alea pe care le transmit presei și presa pică pe spate și să vezi ce frumoasă icoana Europa. E că e nemăritată și bătrână și mai are micțiuni necontrolate. Dar acum astea costă, tată. Costă și nu costă pita aia pe care o dai refugiatului. Că refugiatul e refugiat, cel are dreptul prin toate legile și convențiile internaționale, de la ONU până la Comisia Europeană, să fie protejat. Noi vorbim de migranți. Nu vorbesc de a 40.000 de sirieni sau 100.000 de sirieni care au plecat că le-au distrus Bashar al-Assad cu statul islamic, le-au distrus țara. Eu vorbesc de acei tipi care s-au lipit de adevărații refugiați și visează Probabil mulți dintre ei ajutorul social nemțesc, ori fi și o parte care visează de capitări și a apăsat pe buton aici la centură să sară în aer cu încă 20-30 pe lângă el. Despre asta e vorba. Și nu-i voie să vorbim despre asta, nu-i voie să vorbim, nu, 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 coana Europa trebuie să fie un fel de paradis în care fiecare se pupă cu fiecare. Lasă că vin băieții și-și trag una peste ceafă și apoi să vezi cum te poți pupa. Mediafax, s a spus, încerc să iau agențiile de presă cunoscute ca fi incredibile, ziarele cunoscute ca fi incredibile, sursele cunoscute ca fi incredibile. Ca să nu cad în extrema ultrașilor corectitudinii politice, ăia care zic, vai ce bine pare că vin migranții, să nu cad nici în extrema aia în care toată lumea visează decapitări. Mediafax. Criza imigranților, refugiați din taberele din Germania, acuzați de violuri, abuzuri sexuale și proxenetism. Foto, tată și video. Și aici e vorba de tabăra de refugiați de la Gissen, din Germania, care e cea mai mare de acolo și a devenit un loc periculos, unde violurile și abuzurile asupra copiilor sunt un lucru obișnuit. Asta se arată într-o scrisoare trimisă de mai multe organizații care luptă pentru protejarea femeilor. Și scrisoarea asta e citată de cotidianul Daily Mail. Da? Și urmează citatele, pentru că nu inventez eu roata. Daily Mail, Anglia. Afluxul tot mai mare de refugiați a complicat situația femeilor și a tinerilor de la tabăra de la Ghison și alte asemenea locuri. Numeroase violuri și abuzuri sexuale au avut loc, multe femei dorm îmbrăcate haine de stradă, numeri la toaletă noaptea, de teama de a nu fi violate. Mai departe. Chiar și în timpul zilei, femeilor le e frică să meargă prin tabără. Femeile reclamă că atât ele cât și fiicele lor au fost violate sau supuse agresiunilor sexuale. Despre chestiunea asta n-am auzit să vorbească și din Comisia Europeană. Am auzit numai că gardurile de sârmă sunt o porcărie, că ce să facem noi europenii de pe Marte, adunați de pe Univers, într-o într formulă de asta creștină în care ne pupăm fiecare cu fiecare. Băieți, Astea sunt probleme care trebuie rezolvate. Și asta nu le rezolvi cu. dă o bucată de pită și un bar cu apă sau o găzduire. Nu. Le rezolvi cu o triere. Bă, băiatul, am înțeles. E rău la tine în țară. Cine ești tu? Eu sunt lui Turturel. Cum, îl tato? cum, îl cheam, cum cheam mă cheamă pe tatăl? Cum mă cheamă pe măta? Dă-mi un pic de, de identitate de la tine, să știu cine ești. A, ești de la care ai pe telefoane decapitări, ai filmat, așa, ți-ai făcut selfie cu capete. Ai văzut că există serviciile secrete din Israel au postat, mie mi-e să dau și mi groază să dau pe televizor așa ceva, un tip cu un cap de femeie în mână, foarte mândru, cu steagul negru al statului islamic în spate, și același tip pozat în timp ce fugea peste gardul de sârmă al ungurilor la granița cu Serbia. Același tip. el au fugit de rău? Lui era rău acolo, dintr-o dată a avut așa un, 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 erizipel de conștiință, i s-a adunat buboiul în el și a zis, tu doamne, ce am făcut și am fugit să mă civilizez în Germania sau în Ungaria sau pe unde i fi ajuns. Da, nu pot să dau acea poză pentru că n-ai cum să dai la televizor om cu cap de femeie în mână și numai capul era acolo, nu și corpul. Nu poți, dar eu iau poza aia și o trimit direct la Comisia Europeană, tata. La toți ăia care îs acolo ca fluturii municipali și stau numai din floare în floare și cheltuiesc din nectarul financiar al Europei. Asta trebuie să le cunoască. Lăsați tot felul de șmecherii. Nu, tată, când îți vine unul de la Nogradă și îți arată cuțitul așa lucin la lună, te gândești la ce? Te gândești la uh, uh, marea ta conștiință de european care nu-i așa, vrea să salveze lumea prin uh, asistență socială? Mai ușor cu ăștia. Daily Mail. Aceeași scrisoare. Autoritățile locale din Germania sunt îngrijorate de situația creată, ținând cont că în orașul lor, în Ghisen, care este un centru universitar unde învață 24.000 de studenți, sunt cazați peste 6.000 de sirieni, pakistanezi, curți sau irachieni. Și a fi atent acum. Mulți dintre refugiați merg în grupuri pe stradă și deja fac observații femeilor că nu sunt îmbrăcate corespunzător. Adică ăla sărac, o fugit din țara lui și începe să vadă ce faci dragă, n-ai năframa la botic. Opa, noi suntem aia care am venit acum, vrem să impunem regulile, și asta este presă din Anglia. Nu-i cancanul de la noi, nu-i clicul de la noi sau libertatea sau tabloidele care nu așa vor accesări pe internet. Nu. Despre asta se scrie. S-a arătat Arabia Saudită, a preluat președinția Comisiei pentru Drepturile Omului la ONU, tată. Arabia Saudită, da? Ea citește în Arabia Saudită cum se respectă drepturile omului. Răstignit în numele exemplului, Arabia Saudită pregătește crucificarea unui tânăr pentru participarea la protestele sociale la vârsta de 16 ani. Avea 16 ani când o ieșit și el pe stradă, cum am ieșit și noi pe, în decembrie 89, cum ieșim, am ieșit pentru, pentru Arafat. Cum iese lumea pe stradă, lumea civilizată care protestează? Și legea ăstora care dețin președinția Comisiei pentru Drepturile Omului din ONU, spune așa, îi tăiem capul și după al crucificăm. Și țările civilizate spun, a, dar asta n-am văzut-o, noi avem de lucru. Mircea Făte că lucrez. Știi? Chestia celebră din decembrie 89. Și îi dai președinția Comisiei pentru Drepturile Omului din cadrul ONU. Bă, suntem nebuni. Adică numai pentru că ai petrol, îți iert chestiile astea. Tată, atunci zâmbi și mie despre ce e vorba în propoziția asta globală. Eu nu mai înțeleg nimic. Îl iei pe un tânăr de 16 ani și fii atent. Tânărul de 16 ani este și it. Acolo și ții nu sunt foarte bine priviți. Tai că s-o apăți la fel. Bă, când ieși să protestezi și dacă o faci fără violență și nu dai în cap, Este un drept fundamental al tău. Toate democrațiile visate de ăștia care fug din Orient și fug spre Europa, Trebuie să știe că toate democrațiile din lume, inclusiv cea europeană sau mai ales cea europeană, s-au clădit pe dreptul de a spune nu. Albert Camus zicea, libertatea este dreptul de a nu minți. Da? Și dacă nu vreau să mint, îți spun adevărul în față, tată, ți spun la televizor, ți spun pe internet, ți, în, ți spun, în stradă dacă e cazul. Când am ieșit noi în decembrie 89, a ieșit să-i spun lui Ceaușescu că e un idiot. Ok, o murit, o mie și ceva, Iliescu zicea de, sau oia lui Iliescu ziceau de 60 de mii. Asta este. Dar am protestat și am câștigat ce? Democrație. Așa, mai tă mai tă mai vai de mama ei, Dar am câștigat -o. Și tu vii, Arabia Saudită, dragă, noi trebuie să avem președinția 1 pentru drepturile omului, dar nu vă uitați un pic către curtea noastră că noi tocmai crucificăm un tânăr de 16 ani, da? Ia să vorbească, tovarășii din Comisia Europeană. Vreau să văd. Vreau să văd șefii de stat din Europa, vreau să-l văd pe Oland, Hollande Vreau să-i văd. Vorbind acum despre refugiați, vorbind și despre hai să punem uh, pe aia din România care ceșesc pe avion 300 de euro și un șut în fund ca să meargă înapoi, zice stată, ai noștri nu au fost buni. erau creștini așa cum erau ei, mai lui rumen, mai cu o găină, mai nu știu cum. Și când o să vină câțiva dintre cei mulți, Doamne ferește, și bat în lemn, ca să nu zic ăștia cam a bucături de mamă omidă, Doamne ferește, când o să găsești două, trei căpățâni prin câmp. Mai bat o dată în lemn că nu vreau să pun pe nimeni anatema. Și în timp ce noi ne uităm la ăștia, la refugiați, la uh, imigranți, la tipii care își fac selfie cu decapitări, mă, noi refuzăm să vorbim despre ce? Despre propria noastră civilizație. E o jenă a culturilor mici. Este o jenă a culturilor mici, dar este o jenă paradoxală cultura aia mică nu e așa, care se visează mare, care își face manuale numai din Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare și toți ăștia -alți care s-au bătut cu turcii. Da? Cultura mică tace despre propria ei civilizație. Dar în schimb, bubuie tricolorul în autorii de manuale, care nu scriu despre civilizația din România, despre civilizația din Egiptul Antic, despre tot ce vrei tu, din lumea asta, mai puțin despre civilizația de la noi. În adevăr, am văzut istoria edictului emis la Turda, cu două secole înaintea Revoluției Franceze. Prima lege din lume care a garantat explicit libertatea religioasă. S-a întâmplat în Transilvania, când eram noi principat și eram independenți și dădeam tonul în lume la libertățile religioase. Da? Și îți dau citat, tată. Într-o mică localitate din Principatul Transilvaniei, Turda, a fost emisă la 1568 o lege care prevedea că nimeni să nu fie ocărât pentru religie de nimeni și permitea predicatorilor să propovăduiască după credința lor fără ca acest lucru să-i pună în vreun pericol. Acest lucru se întâmpla cu 221 de ani înainte de declarația drepturilor omului și ale cetățeanului din Franța, care a fost în 1789. Și cu 223 de ani înainte de Constituția din Statele Unite, aia din 1791. Da? Și era perioada Inchiziției când s-apucau aia de tăiat și de băgat pe lume. Despre asta nu citești în manuale. Pentru că autorul de manuale zice da, dar Transilvania nu era cu, cu sediul la București. Și ce dacă nu era cu sediul la București? Era cu sediul, ba, la Turda, că era dieta acolo, ba, era dieta de la Sibiu, ba, era dieta la Alba Iulia, ba, era dieta la Târgu Mureș. Pentru că era descentralizare, tată. Atunci când există descentralizare, atunci când, când nu crezi într-un singur tătu care apasă sau nu apasă pe buton ca să trăiești bine, atunci începi să gândești. Și te gândești și la ăla la o problemă dacă e diferit. Nu citești în manuale despre asta. Nu, nu. Nu e voie să citim în manuale pentru că Transilvania ne deranjează. Asta se numește teoria irlandeză a teritoriului disputat. Ăștia, guvernanții, sistemul, practic, că Guvernația și de la Cluj, și de la Timișoara, și de la Iași, Constanța, București sau Creuva. Sistemul îi forțează să gândească într-un singur fel. Dar dacă îți diferiți de noi, nu trebuie să aibă drepturi. Asta vine de la Brătianu, vine de la Iorga, de la naționalismele alea, de la antisemitismele băgate în sistemul de stat românesc. Și dacă vrea cineva să mă contrazică, hai de stat aici și contraziceți-mă, eu vă aduc documente de atunci. Și o să vezi că sunt copy-paste făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 1976 la Târgu Ureș. Exact asta s-a întâmplat la noi. Asta se întâmplă și în manuale. Bă, deci nu era ok să citești în manualele noastre despre declarația asta de la Turda? Bă, ai avut și tu în sfârșit, ai dat tonul în lume. Și îți mai zic o chestie. Nu se scrie manuale nici despre faptul că în 1621, când în toată Europa evreii trebuiau să poarte bulină galbenă. Aveau o bulină galbenă, îmbrăcăminte uh, specifică pentru că erau urâți. Evreii, da? În toată Europa era chestia asta. A venit Gabriel Betlem, principele Transilvaniei, epoca de aur a Transilvaniei, marele principat, și a zis și a dat o lege prin care interzice bulina galbenă ca semn al disprețului și nu mai trebuie să poarte niciun om că e evreu, că e neevreu. Bă, 1621. În timp ce Europa ura evrei numai pentru că n-a înțeles Europa atunci de unde până unde controlează evreii atâta bănet. Și dacă avea un pic de cultură generală, principii, ar, trebui, ar fi trebuit să știe, sau ar fi știut, că, bă, în preceptele religioase, ale evreilor, scrie foarte clar trebuie să-ți înveți copilul să scrie și să citească și să socotească de la cele mai fragede de la cea mai de vârstă. Tot acolo în religia lor zice nu atingi carnea până nu te speli pe mână. Da? Te speli pe mâini. Ce înseamnă asta? Igienă personală, tată. Sănătate. Da? Astăzi ni se par cum? Adică, dar evident că ne spălăm pe mâini. Atunci nu era așa. Hitler, când l-au apucat antisemitismul, era furios că cum 30% din tot ce înseamnă cadrul universitar din Germania sunt evrei. Deși doar 1% din populația Germaniei era evreu. Și ce nu știu el? Că oamenii ăștia erau de mici învățați să învețe. Da? Atunci când te învață mumă, ta și tot să socotești și să citești de la vârste fragede, e normal să intri în spirala aia culturală care te duce, cum era atunci, în universitate. Nu, domne, nu, nu, e o conspirație mondială. Și așa vin și în astăzi, sunt o grămadă de tăntălăi pe Facebook, pe internet, care bagă antisemitism la greu. Dar dacă îi pui, scrie, mă, mâncați aș sufletul, scriu mâncați aș fără linioară. Înțelege? 1621, Gabriel Betlem, Interzice singurul în Europa care a interzis semnele disprețuitoare pentru evrei. Chestiunea asta și ce o mai făcut-o? O mai făcut-o pe vremea nazismului, regele Danemarcei, care și a pus în piept steaua galbenă și toată populația Danemarcei, din solidaritate cu evrei și a pus în piept această galbenă. Asta trebuie văzut, Tată, trebuie contextualizat în manuale. Ăla când citește manualul, fiul meu trebuie să vină acasă și nu să-mi zică, tata, tu știi cum mă chema pe vara primară la Camon Și pe măsa cât avea la pantof, cum am învățat noi la istorie. El trebuie să vină să spună, nu mă duci și pe mine la Biserica Unitariană din Cluj să văd chetroiu, bolovanul pe care teologul Francis David, artizanul edictului de la dieta la Turda în 1568, s-a urcat și a făcut acea proclamație, acel edict. Asta trebuie să-mi spună. Nu. Să n-ai impresia că doar la noi e așa. Îți dau, uite, Luca Jozef, și mă întorc după aia, în acea vreme în Transilvania era o atmosferă unică în istoria ultimilor decenii. Orășenii au început să studieze limba latină, greacă, ebraică. E fascinant să vedem ce aveau în bibliotești tot felul de meseriași. Cizmari, tată, cizmarii din Cluj, din centrele mari, începeau să citească, începeau să-și deschidă mintea. Că era cizmar, că era fierar, că era nu știu cum. Începeau să învețe. Da? Tot dau exemplu ăla din istoria Dejului. Un cărțoi atâta n-am crezut niciodată că despre Dej, un orășel industrial, se poate scrie o istorie. Și încă atâta de groază. De soții albineți, profesorii din Dej. Vă acolo am citit că la 1700 și ceva, un țăran din lângă Dej își vinde patru bivoli. Îți cap patru mașini alea ca să cumpere o carte bisericească pentru satul lui. Da? bagă tată, în manualul de istorie. fă să am un pic de rădăcină în pământul ăsta. fă să vin într o cultură, nu de la o viața mea, de la manelele pe care le dați voi toată ziua la pe televizor. Da? Nu numai în Ardeal. Eu luăm de la știrile TV. Să nu zică lumea că ne apucăm noi să zicem un alta. Culele oltenești au scăpat de turci dar au rămas pe mâna românilor mâncule sufletul. Sindromul Casa Poporului amenință acest patrimoniu. Și în Oltenia e la fel, peste tot în țara asta e la fel. Pentru că sistemul nu înțelege că, bă, tu n-ai cum să știi dintr-un minister, dintr-un birou al Ministerului de la București, ce e mai bine pentru Vâlcea, pentru Cluj, pentru Timișoara sau pentru Iași. Știu oamenii de acolo. Tu n-ai de unde să știi care sunt valorile sau care sunt aspirațiile locale, regionale. Nu poți să apeși tu pe buton și toată lumea să gândească cum gândești tu. Da? v am citat. Știrile ProTV.ro La sud de Carpați, pe dealurile domoale ale Oltenilor, des Olteniei, descoperim o extraordinară arhitectură rurală. Culele oltenești. Vezi aici o parte. Sunt locuințe cubice ridicate pe la 1700 de boiernași români ca fortăreață în calea jefuitorilor turci. Se numesc cule după cuvântul turn în limba turcă. Au fost aproape 200. Au rămas în picioare vreo ar vreo 20. Nu le-au dărâmat turcii, ci nesăbuința noastră, a românilor. Da? Și când le spui chestiile astea, păi domne, da, ești trădător. Păi ești antiromân dacă le spui chestiile astea. Bă, sunt antiromân dacă îmi pasă? Că faceți praf voia din ministere, tot felul de, de patrimonii? Da? Ce zice Pierre Bornowski, arhitect din Franța, cu românești, și se mai suprapune în România sindromul pe care eu îl numesc Casa Poporului. Care înseamnă că totul trebuie să fie uriaș. Nu contează. Mai ales la sat. Important e să fii mai bun decât vecinul tău și termopanul să-l pun în față, în spate geam vechi stricat. Nu contează. O grămadă de chestii pe care oamenii le au în cap în loc de logică și bunul simț care exista înainte și care s-a pierdut undeva. Da? Turnulețe, tată! Turnulețe cât cuprinde. Nu ne interesează nu ne interesează pentru că noi nici nu avem manuale de istorie. Bă. Am așa eu în glumit cu manualele. De fapt, sunt niște cărți de la vechi, în care încă mai există la economie, când vorbești de economia României, există tractorul Brașov, și acum un cartier de locuință sau ce-o mai există fabrici, uzine, pe care ăștia le-au de 15 ani, da? dar ei zic manuale. Și apoi profesorul și învățătorul, bă, descurcați-vă cum puteți, noi am scris manuale, am luat licitațiile, ne mai un pic pe la DNA, mai sunt director de ea de edituri cu cătușe pe mână, în rest, descurcați-vă. Nu, tată, manualul de istorie se face nu ca să învăț eu la istorie, să mă dau deștept la extemporal. Manualul de istorie se face ca să -ți, să pui îngrășământ la rădăcină. Înțelegi? Ca să înțeleagă ăla care o identitate care la un moment dat poate să-i fie leac, panaceu, sau ca să-mi exprim în limbajul absolut greșit al politicianului român, panaceu universal. Panaceu fiind deja universal. Da? Uite de bă ce aveți în Parlament. Uite că aveți tip care habar n de limba română. Du-te, treabă pe deputatul tău, domnul, ce înseamnă finalitate? Și o să zic că ceva de sfârșit întreabă chestii simple. Și o să vezi că îți bagă politică, îți bagă discurs electoral. spune să-ți dea un loc de muncă și o să-ți dea o sticlă de ulei și o plasă de făină că vin alegerile. întreabă cum e cu DNA-ul. Și o să zic domnule, doamne, justiția ai sub Băsescu, tă Băsescu-i de vină. Băsescu nu mai de un an și ceva, băsescu de vină. Da? Du-te după ei și întreabă -i. Nu poți, bă. Nu poți. Dăm un pic de pauză, să nu mă turesc, că după a sudui, da, pauză și vorbim după aia de Da, mă, și dacă ne-am pornit, hai să-ți mai arăt. În Moldova, chiar ne simțire de stat. Și asta e de stat, de stat. Pentru că statul are impresia că, bă, Moldova, noi ți-am fixat deja brandul. ul Foametea, sârma, trenul foamei. Nu ne interesează că ai fost tu brand cultural, că ai fost ținutul cultural al României, ai fost ținut cultural de excepție. Nu, tată, voi trebuie să fiți cunoscuți moldovenii ca fiind fomiști. Asta arată statul român. Și o să arăt de ce. Aici ai Palatul Sturza, da? În dăm din turism la, dăm citatul. În 1816 a fost realizată construcția Palatului Sturza de la Cozmești din județul Iași, în stil neogotic de către Visternic cu Grigora Sturza. Astăzi, Palatul Sturza din Cozmești este folosit ca centru de orientare, calificare și plasare a tinerilor care provin din centre de plasament. Cine mai să-ți viziteze parte din istoria Moldovei, băi, ăia de la stat? Cine, pe cine o să intereseze că, au existat chestii faine în Moldova, Palatul Sturza, Tei, Iași, locurile alea senzaționale din Moldova. Nu, tată. Casa lui Alexandrii, care se huie? Casa lui Enescu, se hâie. Toate. Tot ce ai văzut, tot ce știi tu despre Moldova, din cărți, poezii, cântece, romane, totul este în realitate în paragină. De ce? Pentru că statul român nu e în stare să discearnă între... Bă, totuși, care e vocația Moldovei? Ce ți-o da Moldova până acum? Cultură. Statul român ce? Da, da. Dacă nu mai votează. Da, trebuie să-i ținem în foame. Să voteze ca un câin lui Pavlov. Domnul, domnul, vezi că vine chilul de făină, vezi că vine litru de oloi. Eu sunt ăla. Și la stânga și la dreapta. Ok? Deci ai făcut dintr-un dintr palat centru pentru plasarea tinelor care provin din centre de plasament. Exact așa s-a întâmplat la Zau. De acolo de unde ziu, un castel super ok. Castelul Calendar al fostului ambasador al Imperiului la Moscova a făcut în 1908 nu l-o dat la uh, moștenitori, nu l-au făcut într câtva și în stare excelentă dacă îl găsești. Să mi-l dai? Nu, a fost în stare excelentă. L-a dat unde? La protecția copilului de la Târgu Mureș. Ăia n-au bani de nimic. De trei ani de zile vine ea și fac către minister, domnul, să hâie castelul de la Zau. De trei ani de zile n-au primit niciun răspuns. Știi ce așteaptă? Așteaptă ca să, să se dărâmă un pic. Ăsta-i. Acum, 10 ani, era impecabil că a venit o fundație olandeză și a început să bage bani acolo. Acum, dă-l mare pe ecran, uite-te cum pică-te în cuiala de pe el. Să pice tată în cuiala, să nu mai fie istorie în Ardeal. Numai noi să avem acolo, la Ferentari, istorie. Acolo, la Ferentari, unde trebuie să fie sediul Ministerului Culturii. Și sediul tuturor ministrelor din țara asta, din Bucureștiul ăsta. Nu, nu le, pasă, bă. Gândește că să ai la educație unul care nu știe că Romul și Remus au fost alăptați de lupoică și nu de vulpoică. Să ai la cultură un tip care au crezut că dacă trage triduși de milițian, pe o bluză. Alea se numesc iromânești și merg cu ele la uh, expoziția mondială de la Milano. Bă, râd toți. Râd toți. mi jenă să vă spun ce am vorbit cu oamenii care au fost acolo la Milano. Tipi și din cultură, și din sistemul ăsta de, cum să zic, mai oficial, apropiat politicului, le era rușine. Au văzut trimândre cu cordonul de milițian și au zis, noi suntem ia românească. Da, dar noi știam că s a făcut o chestie, mare pictor, chestie. L-am văzut pe creatorul ăla de mod extraordinar. Și ăla făcea niște chestii foarte faine. Am văzut magazinele din Paris pline de... Și magazinele alea de fițe, tată, în care când a intrat acolo deja ți-o zburat euro din card. Nu mai trecut ușa. Și erau pline toate cu, cu i românești și la prețuri adevărate. Dar să cu ce avea buna. Voi, tridunși de milițian, ați plecat la Milano să faceți brandul de țară. Da. da, mere mai încolo. Frumusețile inutile ale Dobrogei și status stă. Nu cumva să le băgați în manuale, nu cumva să învețe copiii. De pe blogul lui Marius Matache l-am luat asta. Da? Și vorbește despre despre Enisala. Despre cetatea Enisala. Pe care o vezi din când în când dacă mergi la mare, dar nu știi ce e acolo. Pentru că Zice Marius Matake, da știu, avem o țară frumoasă, da știu, avem o istorie bogată, dar să ai o cetate precum Enisala, Heracleia cunoscută, maestoasă, falnică, mândră și singurele informații să fie două foi, a patru, astea sa patru pe de pe care citez eu, lipite într-un geam, mi se pare o blasfemie. Cel mai frumos drum între Babadac și Slava Rusă, unde puteți vedea urmele cetății Libida, are 8 km prin pădure și cu peisaje fabuloase, dar... Din păcate, și un autoturist de teren are probleme serioase să facă drumul ăsta. Deci mai bine ocoliți vreo 25 de kilometri ca să uniți cele două puncte. Dobrogea ascunde valori despre care mulți dintre noi nu știu mai nimic. Și la fel se întâmplă cu multe valori ale țării. Da, ca să știm o treabă, tată. Ca să nu mai aud pe care fac cu zâsul dau și tot felul de scris orel bala, servicii, bala, ba de bala ceneauri, German vine și ne spune că istoria, uite ce ne face cu noi cu românii, nu -s fac factată fac cu statul român, statul român care n-a înțeles niciodată de când s-a făcut statul român, Nu a înțeles niciodată ce e la cetățean român nu, el o înțeles numai am atâția locuitori, locuitorii muncește, nu muncesc locuitorii muncește și ne dă bani ne dă bani, noi ce facem cu banii ăștia? pune tu ghilimele, mă, mod evident, noi, pe păi când ne-am făcut noi statul român și am vrut să facem căile ferate, tot le-am făcut de cinci ori mai scumpe decât, decât la nemți. Cu aceleași companii nemțești. Și când o venit ne înțelege, domnul, dar la noi de cinci ori mai ieftin. Da, mă, da, noi... Gândește că am nepoți, am copii, pe păi când fac o cale ferată sau autostradă, eu, politicianul, trebuie să-mi fac bani, tată, pentru șapte generații. Adică nu mai are aici, cum adică prețuri mici? Și ce dacă au făcut croații prin munte? O tăiat muntele cu flexul și au făcut autostrăzi de 3 ori mai ieftine ca la noi. Bă, ia proști. Bă, ia să moară sărași, bă. O să moară decenți, dar vai de capul lor. Bă, noi când dăm câte un tun, tată. Păi când dăm câte un tun, mergem și cumpărăm jumate din vilele de, 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 vacanță din Barcelona, din Catalunia. Noi când dăm câte un tun, când mergem în Paris, toți vânzătorii de parfumuri scumpe fac plecăciuni în fața noastră, că ne știu, bă, ăsta e politician român, tată. Ăsta când vine, numai să uite, ce raftul ăla de parfumuri, raftul ăla de tablouri și mai dăm și niște mizidic la pachet. Cât costă? 200.000 de euro. Nici o problemă. Am făcut tocmai, am gătat o autostradă de 10 km și pot să-ți magazinul dacă mă enervez. Pardon, mă enervez cu nervii la cap. Ok? Ăștia sunt. Hai să vezi din banat din bana, despre care nu discutăm la istorie, în manualul de istorie, banatul e cât o notă la subsol. Din banat trebuie să ne vină banii, mă. Banii. Să meargă la București. Pens. Money. Frumusețuitatea ale banatului. Vechi stațiuni climaterice. Despre care nimeni nu mai știe, tată. Nimeni nu mai știe. Într-o zi o să am curajul să fac o emisiune specială despre asta. Pentru că e mult de documentat și de citit. Să-ți arăt ce stațiuni erau în banat, pe care ori le-au făcut prea, și Iorga, ori comuniștii, ori ăștia de după. Băile Herculane, ai văzut cum e? La pământ. Știi cine au pus mâna pe băile Herculane? Un tip care s-a băgat în peste și a fost portar la hotel, ăla care îți deschidea ușa și a zicea, dați-mi 5 lei să vă duc bagajele. A ajuns șeful. Știi cum arată Herculane? Îți dau lacrimile, bă, numai când vezi intrarea Herculane. Da? dar care e brandul nostru? Hai să o care e brandul nostru sufletul. Și aici media, mass media, ziarele și televiziunile din România ar trebui să bage nasul în nisip. 90% dintre ele. 90% dintre ele. Dăm Daily Mail, tată. Cotidianul, cred că e cu cea mai mare, cel mai mare tiraj din Marea Britanie. Ce scrie despre noi? Despre ce s-am zis eu ție? 1621 Gabriel Batlem despre Dobrogea despre culele oltenești, n-au ce să scrie că dacă noi nu le cunoaștem din manuale, din educație, de ce să le cunoască ei? De unde să viseze ei că sunt cule oltenești sau că Transilvania au făcut pentru prima dată acel edict de libertate religioasă? Ia dăm ce avem noi. Dăm de email-ul. Uite-te atât. Mail online. Gypsy King. Regele țigai. Și a bătut nevasta gravidă, pretina gravidă, într-o emisiune la televizor în direct. Înțelegi? Milionarul Nicolae Guță s-a inervat cu nervii la cap și apoi o da la doamna gravidă de acolo de nu putut duce. Asta exportăm noi. Imaginea unui trib balcanoid. Uite, tată. Este în direct la TV. Că noi asta dăm la TV. Uite aici. Asta dăm la TV. Îți place? Îți place, tată. Nu mai ziceți, bă, că să vezi ce ne fac străinii, că străinii sunt vinovați. Noi suntem vinovați, bă. În primul rând, în presă. În primul rând, în presa, că și-o da mâna cu politicul și așa, așa, cum au ajuns deputații și senatorii să citească tot felul de gazete, de cancanuri, în loc să voteze legi. Și și din presă, care au văzut că nu trebuie să citească, nu trebuie să se documenteze. Nu trebuie să fii deștept ca să intri în presă. Trebuie acolo să ai simțul bișnițarului, bă. Trebuie să ai simțul ăla de bișniță. Domnul, astăzi dau telecomandă. Eu am luat cu un leu, ține cu doi. Presa a ajuns exact ca ăia care îți mereau prin centru și ziceau, nu vrei un ceas. Și aici aveau 12 ceasuri. Asta e presa. Nici o diferență față de ea. A, ah, și pun pariu că acum, ăla care au făcut emisiunea, habar de la cea asta, Capatos este, da? Pum pariu că e extrem de fericit cu a apărut în presa britanică cu asemenea chestii. Da, mă audi Vreți audiență? Dă cadru mare că mă dezbrac în chiloț. Da, tată. Vreți audiență? Facem audiență. Mă dezbrac în chiloț sau în pielea goală și vă prezint știrile. Toată lumea se uită la mine. Uai, ce audiență are asta. Da? Ai audiență? Bă, tată. Voi comparați. E ca și cum ai compara o carte de poezie cu o revistă porno. Da, mă, revista, revista porno vinde mai mult. Au mai mulți bani de la revista porno. Dar aia nu înseamnă că toată țara aia rezistă cultural prin faptul că l-au văzut pe ăla și au văzut -o și pe aia. Acolo în chelea gol. Înțelegi? E ca și cum ai înlocui Shakespeare cu Playboy. Asta facem noi, presa din România. Sau... 90% la din presa din România. uite te câte ziare, zi sincer, câte ziare ai cumpărat în ultima lună? Câte ziare ai cumpărat? Eu nu cred că se mai cumpără ziarele. Și aia ai nu din cauza consumatorului de presă. Nu din cauza chioșcarului. Nu, tată. E din cauza celor 90% de procente care vin peste tine cu silicone și cu botoxuri și care anulează inclusiv buna credință a lor a 10% care vor să dea niște chestii care se conteze prin ziare. Așa și la televiziune. Vreți audiență? Adu aici o pițipoancă din pe calea turzii să prezinte știrile în cheia goală. Să văd. Ce o să ziceți? Nu? o să. Frumos. Eu vreau să vă arăt altceva. dă mi Yahoo Că nu astea sunt știrile importante. Astea sunt știrile care fac senzație. Există și știri. Și după ce ți-am arătat tot ceea ce conta, Dobrogea, Transilvania, Banat, Moldova și astea alte, îți arăt altceva. Designerii de modă, designerul de modă din Franța, inspirat de România. Da, este vorba de Philippe Guillet și să-ți arăt. Ce-a făcut omul ăsta? Da? Modă. Dăm fotografii. Astea sunt creații de modă făcute după atelierele din Bistrița, după modelul bistrițan. Și merge și defilează prin toată lumea cu ceea ce el știe să respecte și noi nu. Au fost la atelierul Virginiei Linul, acea doamnă celebră pentru cei care mai prețuiesc ceva din Bistrița. Și uite, tată, știe să facă. Cautăm și poza aia cu dunga de milițian trimisă la Milano. Deci poți trăi din rădăcini de astea culturale și poți trăi bine. Da? Și îmi spune Virginia Linul pe adevărul, cred că sau pe gândul. Filip Guie a lucrat cu Jean Pogotie și Carl Lagerfeld. El, francez, iubește arta românească mai mult ca mulți români cine a pus în valoare pe noi meșterii populari adevărați. Am înțeles că suntem din două luni diferite, noi venim de la sat, el din cea mai strălucitoare lume de la Paris, cea a modei pariziene, dar a reușit să ne înțelegem, să ne apreciem fiecare pentru ceea ce știm să facem. Da? Deci omul ăsta vine și știe să se uite la arta populară românească, aia pe care noi nu mai nu ne mai interesează, ci îți vine ministerul culturii și trimite niște fete drăguțe altfel, cu trei dunci de milițian și zic, domnică, asta este ia românească. La expoziția de la Milano. Bă, ce să nu-i dai de pereți la televizor? Că altfel nu poți să-i dai Cum, tată, să nu-i dai de pereți? Dacă nu-i dai de pereți, e ca și cum ai tăcea când îți vezi nevasta cu altul și copilul repetent. Trebuie să le zici. În față. Poți compara ce vezi în poza asta cu poza milițiancelor trimise de statul român la Milano la expoziție internațională, acolo unde toată lumea își rentabilizează moșteniri culturale de excepție. Și dacă n-au ce mânca, își trimit cei mai buni în țara lor ca să vadă lumea că, uite mă, nu a fost toată istoria lor așa de flămânzoci. Nu. Noi acum facem chestiile astea. Punem băiețași care au lipit afișe. Ce ești tu? Eu sunt cu domnul Iliescu și i-am lipit afișele și face așa, știi cum era în Călinescu. Tilia. Nenic sau unde e. Da? Și le-am trimis acolo. Ce asta, domnul? E românească. Eu am crezut că e milițian. Nu-mi dai o amendă. Ăștia suntem. Pe de, de altă parte, uite, am văzut un, un carton, un, pe Facebook, am văzut de la Cezar Pădurari, ziarist. Domne se pare că societatea civilă chiar poate conta în România. Tei, măcelăriți în centrul Iașului de primărie, vor fi replantați de aceeași primărie după un referendum cu aproape 15.000 de votanți, între care 94% au spus da. Felicitări, Alexandrina Dinga și tuturor celor de la Iașul Iubește Tei pentru munca uriașă. Felicitări și lui Adevărul pentru întârjirea cu care s-a ținut de subiect. Cred că am avut peste 200 de articole pe această temă în ultimii doi ani și jumătate. Ce s-a întâmplat? M-a venit tovarășul primar, îndrăgostitul care au zis ce bă, la nu cu Eminescu, cu au viața mea, sau o viața mea cum dracu da? Și o tăiat tei din care Iașul era cunoscut, branduit, și-o plantat tradiționalul strămoșescu salcâm japonez. El a stau gândit, bă, eu sunt șeful, înțelegi? Radei, radei. Doi ani și jumătate o trebuie să țină ieșenii, presa de acolo, presa centrală să protesteze ca să zică n-a venit, mai plantăm înapoi. Eu sunt curios. Cine plătește totuși chestia asta? Că am înțeles că domnul nu are bani, că trebuie să facă bala la avocați, ba la, avocaț, la... pc aia pe care o băgat-o la salariu mare prin primărie. Vreau și eu să știu cine plătește. Domn primar, zi că cât costă? Că dincolo era mai ieftin. Dincolo în Moldova fostă sovietică, dincolo în Ucraina, dincolo în Ungaria, dincolo în Serbia, dincolo, de, dincolo, în Bulgaria, totul este mai ieftin decât la noi. Ză și mie cine plătește mâncul sufletul. Că așa e frumos, stilul ăla, domnule, eu sunt de stânga, mie îmi pasă de lume. Eu sunt ăla. Ce ești, bă? Zero. Și asta și de unde vine? Dă-mi adevărul. Vine cam bancul ăla lui Stalin, În Când Stalin, mi- a explicat tuturor că tot ce e sovietic e best of the best, îl mai mare din lume. Și așa a ajuns ca bancul ăla, că piticul sovietic este cel mai mare pitic din lume. Așa și la noi cu educația. Suntem ăi mai mari pitici din Dan Europa. Dan Europa, de acolo, de la minister, cu un în pe stângă. Da? salarele în educația românească, cele mai mici din Europa. Da? Alexandru Gabor scrie editorialul. Și îl citesc, un raport al Comisiei Europene arată că România oferă învățătorilor un salariu minim mai mic cu 50% față de valoarea PIB-ului per capita. La fel se întâmplă pentru salariile din ciclurile următoare. Salarile personalului didactic din România sunt cele mai mici din Europa, oricum am compara, în cifre absolute sau raportate la produs interbrut per locuitor. După ce au ieșuat negocierile privind creșterea salarială, s-a nu liniștea. Sindicatele au bombănit prin dinți, Ministru Câmpeanu a bălmăjit ceva legat de legea, salarizării unice. Apoi, dezbaterea publică a fost acaparată de tema imigrației, deci niciun imigrant n-ar dori să se trezească pe malul Dâmboviței sau pe malul Begăi. Temerea mea, zice Alexandru Gabor, este că la deschiderea anului școlar universitar, aceleași gongorisme false vor răsuna într-un anfiteatru plin de studenți și în locul bine meritatului Huo se va aplauda mecanic ca la ședințele de partid de odinioară. Învățați, învățați și iar învățați, tovarăși, guvernul nu va face nimic pentru voi. Da? Nu va face nimic pentru voi pentru că guvernul -are, nu vine dintr-o școală. Vine dintr-o crișmă. Toate guvernele, din păcate, și nu numai în România, în Europa, încep să aibă mai mare prețuire față de crâșma unde sunt ședințele de partid decât de școala din care presupune că s-ar fi înfructat cultural. Da? Și îți arăt Uită-te aici, mă. Tot adevărul. Cum își cinstește statul român criminalii. Fantomele trecutului de pe străzile noastre. Da? Nu-i vorba să bagi în educație. Nu-i vorba să bagi în agricultură. Nu te interesează de cultură, de cercetare, de sănătate, de nimic. Dar zâși și mie dacă n-ai bani. Că mă duc în sufletul și dau cu sapa. Carton. 29 a 11 a 2001. Luăm încetul. Senatul României avizează înființarea comunei Iaslovăți, județul Suceava, formată din satele Iaslovăți și Bodnăreni. Prima decizie importantă, oricum istorică, a noului primar ales al comunei, Todier Strungari și a consilierului local. În reamplasarea bustului fostului lider comunist, Reper spiritual al comunei, Emil Bodnăraș, pe soclu gol din centru de la șosea. Bă! Cu chestiile astea. Nu mai sperați la o țară, nu știu de care. Nu mai sperați să, să, să vă stea copiii în țara asta, pentru că o să le fie rușine, bă. O să le... Exact cum îl întrebau pe tata, bă, și nu putea să-i trageți un șut în zbeng. La... Gheorghiu Deș, la Ceaușescu, că ăla era cizmar, la pingele acolo. Exact așa să ne întrebe pe noi copiii, bă, să ați fost niebuni? Cum, dracu, ați murit o grămadă? O murit o grămadă la Revoluție împotriva comuniștilor și după aia ați accepta să aveți primari care fac statui liderilor comunismului împotriva căruia ați luptat. Da, cum naiba? Cum naiba Stați și vă uitați acum în gura anumitor televiziuni care tătă ziua, zi, vai marele patriova din Tudor, tu la ei, doamne, cum a murit și cum plâng câinii după el. Și el a fost poet de curte, tată, scria despre Elena Ceaușescu, din China, Ode. A fost cel mai abject, pamfletar, între ghilimele, din politica românească de după decembrie 89. Și vis i spune, nu tată, un decent, Dumnezeu să-l ierte, ca pe oricare și la revedere. Nu, mai trebuie să scormonim, să răcăim rahatul, să pută, să creadă lumea. Azi, mâine, ce îți garantez? În curând veți vedea tip care zic ar trebui un bust al din Vadim Tudor prin București. Sau dacă nu, prin secuime, ca să, să ne arătăm patriotismul la marile momente lirice ale istoriei. Da? Eu vreau să-ți arăt altceva. Bă. Eu vreau să-ți arăt cum arată normalitatea. Uite, tată. Ligia Tibu, îmi scrie din Toronto, din Canada, ce vedeți mai jos sunt minici biblioteci particulare, pe care le găsești uneori pe străduțele din Toronto. Au forma unor căsuțe colorate și sunt amplasate în fața casei către trotuar. Treci, te uiți și dacă îți face cu ochiul vreo carte, deschizi gemulețul, o iei acasă, o citești și o aduci înapoi. Și dă în pozele ca să vi le arăt. Pentru mine e poate una dintre cele mai frumoase experiențe canadene. Nu le-a vandalizat nimeni niciodată pentru că lumea aici încă citește. Așa arată biblioteca. Vezi, e o cutiuță în care lumea își pune cărți. Bă, poate trece unul și vrea să citească. O aduce înapoi. Nu fură, pentru că o carte în care valoare. Din ceea ce îți dă ție încă Da? Așa arată normalitatea. Bă. Nu ce vedeți la Parlament, nu ce vedeți la ăștia. Uite, te că, uite într-un manual de istorie de curiozitate și cu asta gat, că nici n-am băut apă, n-am avut vreme să beau apă, uite cum arată un manual de istorie. Uite la un manual de română, uite la un manual de matematică. Fă, stai într-o zi, fă chestia asta cu nevastă -ta, sau cu bărbatul tău și cu copiii și, sau fără copii, că după intră la, la idei, uite-te la un manual și încearcă să vorbești în familie oare la ce folosește informația din manual în viață. În afară de faptul că iei un 8, 9 sau 10 sau un 5 sau un 3 la extemporal, zim -mi și mie la ce folosește 80% din manualele, din ce se scrie în manualele românești. Și dacă găsești răspunsul, nu mă suna pe mine mânc cu sufletul că eu am plecat. Sună la Ministerul Educației, sună la Ministerul Culturii, sună la prim-ministru și la președinte. Oricum nu o să-ți răspundă nimeni, dar măcar te răcorești. V-am pupat. Mă răcorești și eu pe când să sudui, mai bine beau apă. S-am spus că trebuie să-mi pun eu gresia prin cramă. See you!